Între timp, Luxandra este între cărți pentru că am constatat cu toții, trebuie să recunoașteți, că pe plajă sunt tot mai mulți tineri care citesc, din ce în ce mai mult. Adică ne întoarcem la carte după ce am stat destul de mult pe tabletă și telefon. De unde poți să-ți iei o carte în partea asta de țară? La mare ne spune chiar Luxandra. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Librăriile sunt în continuare cel mai bun loc pentru a alege o carte. Astăzi am venit și eu într-una pentru a face așa un top al celor mai citite titluri de la plajă din acest an. Și vă spun că poate cea mai cumpărată carte de aici a fost Orașul Fetelor a lui Elizabeth Gilbert, autoarea seriei Mănâncă, roagă-te, iubește. Alături de mine este însă Cristi, librarul nostru de astăzi. Unul dintre librarii. Ei, bună dimineața, spune-ne, te rog, pe lângă aceasta, ce alte titluri ați mai avut voi de-a lungul verii în top? În fiecare vară cresc foarte mult cărțile pentru copii. Este momentul în care părinții au mai mult timp liber. Tocmai când noi îi acuzăm că stau din ce în ce mai mult pe tabletă? Da, sunt suficient de mulți copii care răspund la oferta foarte mare. Avem o ofertă imensă. Spune-ne în România. Două cărți pe care le aleg copiii atunci când vin cu părinții în librărie. S-a și mulat acum, s-au și mulat solicitările școlii către ce își doresc copiii și anul ăsta, surprinzător, Narnia și Harry Potter a fost iarăși în top, dar pentru că multă lume vrea, eu știu, carte educativă, motivațională și așa mai departe, există și acestea în solicitările părinților și copiii răspund pozitiv, pentru că multe au și jocuri. Asta voiam să te întreb, părinților ce citesc? Văd aici o selecție de cărți pe care tu ni le-ai recomandat și ne-ai spus că vara asta s-au vândut foarte bine. Văd și beletristică, dar văd și cărți de motivare personală. Acum, dacă e să mă gândesc așa la ce cumpărau părinții alături de copii, cei care veneau cu copii luau cărți doar pentru copii. Cărțile astea de beletristică și motivaționale le luau cei care erau fără copii și care aveau mai mult timp să se uite la ce ofertă este pe piață. Autorii români mai vând? Da, Cărtărescu, Liceanu, a fost înaintea începerii verii, a fost Târgu Bookfest, au apărut titluri noi și autori români, da, s-au solicitat, au fost solicitați. Mulțumim, plecăm și noi cu o selecție de cărți, să știi, da. Ne fac cu ochiul câteva, cel puțin, uite, Tatuatorul de la Auschwitz este unul dintre titlurile pe care de mult mi le doream să le citesc. Așadar, studiile arată că românii citesc foarte mult la plajă și în mijloacele de transport. Un moment tocmai bun să mai deschidem o carte, nu-i așa, la cât de mult stăm atât în mașină, mai puțin în vacanță, dar frumos totuși la plajă să avem și o carte cu noi alături de toate celelalte lucruri. Răzvan, Dani, mă întorc la voi. Mulțumim, Luxa!